FCFAR-ul își poate îndeplini în mare măsură încă de mâine primul obiectiv al ultimei părți a campionatului. Formația de pe litoral luptă pentru salvarea de la retrogradare. Însă un succes sâmbătă contra Ripensiei Timișoara ar aduce liniștea din acest punct de vedere. Constanțenii au toate motivele pentru a-și dori victoria, mai ales în condițiile în care echipa din Banat a contribuit și ea la ratarea calificării în play-off de către fariști. Nu cred că trebuie să ne luăm revanșa, ci trebuie să câștigăm meciul pentru a fi liniștiți în următoarele 5 partide. Jucăm cu echipa care se află pe loc de baraj în acest moment. Sunt 10 puncte între noi și ei. Dacă vom câștiga, vor fi 13 puncte cu alte 15 puncte rămase în joc și cred că atunci lucrurile vor fi 100% rezolvate. Dacă adversarul nu pare să le pună prea multe probleme, Ianis Zicu trebuie să găsească soluții pentru a-și îmbărbăta proprii jucători, care sunt cu moralul la pământ după ratarea calificării în play-off-ul de promovare în Liga 1. Da, din păcate am terminat la egalitate de puncte cu echipele care am avut rezultate mai puțin bune. Nu am avut șansă în multe momente în acest sezon. Din păcate nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul și lucrul acesta mă apasă, mă doare și pe mine și pe jucători îi văd afectați pentru că sunt și cred că meritam să fim în primele 6 la cum a arătat echipa în acest sezon. Din păcate nu am reușit acest lucru, dar trebuie să mergem înainte, nu avem ce face, trebuie să încheiem sezonul cu fruntea sus. Adică să mergem în continuare pe această linie. Avem 5 meciuri consecutive în care nu am pierdut. Este seria cea mai lungă a noastră fără înfrângere în campionat și sper să continuăm acest lucru în acest play-out care începe să... În clasamentul play-out-ului, FCFAR-ul este pe primul loc în grupa A cu 32 de puncte. De partea cealaltă, Ripensia Timișoara, primul adversar al marinarilor, este doar pe 5 cu 22 de puncte. Pe CFAR-ul Constanța, Ripensia Timișoara, contând pentru prima etapă a play-out-ului, se joacă sâmbătă dimineață cu începere de la ora 11 pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanța.